preacuvioșii preacucernici părinți, onorate oficialități și iubiți frați și surori, dăm slavă lui Dumnezeu că încă o dată ne-a îngăduit bucuria să fim împreună la hramul mănăstirii de la Nicolae. Și de data aceasta, împreună cu noi, sunt doi oameni dragi, veniți din locuri care au fost încercate de multe necazuri și încă sunt. Este vorba de înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae de Hama. Hama este un oraș în Siria, însoțit de preasfințitul Cais, care este episcop de drum și în același timp episcop vicar al Patriarhiei Antiohiei. Nu detaliez eu, am vrut doar să-l introduc, să-l provoc pe Părintele Mitropolit Nicolae să vă predice. Dar un lucru tot trebuie să vă spun. Biserica Dânșilor este o biserică martiră. Știți și dumneavoastră câte ceva din cele ce s-au întâmplat la Damasc, în Siria, și câte necazuri au fost acolo cu războiul. Acum, sigur că noi nu putem face altceva decât să ne exteriorizăm bucuria prezentei în altea Sfinției sale aici, și cea mai mare distinție a mitropoliei noastre este crucea și engolpionul transilvan. Pe engolpion este icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Nicula. Vrednice! Este o mare bucurie și o mare binecuvântare pentru mine ca să mă aflu în mijlocul dumneavoastră. Și nu șarec pe hadă l-Aid l-Bahid, Aid Rufad Seyyid Azra. Ca să participăm la sărbarea hramului Maicii Domnului binecuvântat. Vă mi hadă la budalie, în așcul Allah, الذي أتاح لي هذه الفرصة والسيد العذراء التي جمعتنا هنا جميعا. داشيا مسلمس بونو يدوم نزيم شي ماي تشي دوموري كاري ما اجوتات سفيو اناتور بدومنا باسترا ان اتشاستا زي بينا كومنتات التي جمعت الرسل قديما ليشاركوا في عيد انتقال في انتقالها من هذا العالم الى السماء مايكا دوموري كاري ادونات بطوتس سفينسي ابوستول ca să fie prezenți la mormântarea ei la Ierusalim. Vani ashkuru sahibul qatl patriarh Daniel patriarhul kanisa romania. Și mulțumesc
prea fericitului părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Wa sahib al-siyada al-mutran Andrei al-muhib al-wadi' al-tayyib al-mutawabi. Și înalt preasfințitului Andrei, mitropolitul Clujului, omul modest, om de rugăciune și de spiritualitate. على هذه الفرصة التي أتاحها لي لأكون في هذا المكان المقدس. Mulțumesc pentru că mi-a acordat această ocazie ca să fiu prezent în mijlocul dumneavoastră în acest ram binecuvântat. ويشرفني أن أنقل محبة وصلوات أبينا البطريرك يوحنا العاشر. Și bucuria mare va transmit binecuvântarea și rugăciunea fratericitului părintele nostru Ioan al X-lea. Patriarh Antiohia Isaeli, sahib al-Ruqqa al-Patriarh, wali al-Ali, sahib al-Siyada wa Aba. Patriarhul Antiohiei. هذه الكنيسة المقدسة. Părinților, slujitori în această mănăstire. العلاقة بين الكنيستين الرومانية والأنطاكية قديمة وحديثة. Relațiile între cele două biserici ale noastre sunt foarte strânse de viacuri. يجمعنا الإيمان الواحد. Ne unește o singură credință. الأرثوذكسي العميق. Credința ortodoxă. يجمعنا الكنيسة الواحدة التي ننتمي إليها. Ne unește aceeași biserică. كما جمعتنا حديثا الأب سفيان الذي كان رسول هذه البلاد في سوريا. Și aici ne amintim de părintele Sufian, Abuna Sufian, adică părintele Sufian care a fost în orașul nostru Hama și care a pictat catedrala noastră timp de 5 ani de zile. ونحن نصلي من اجل راحه نفسي ونطلب شفاعته في هذه الايام. În zilele noastre noi îl pomenim ca un apostol sfânt român aflat în ținuturile noastre din Siria. نرفع الصلوات في هذه الايام من اجل سلام رومانيا والشعب الروماني والكنيسة الرومانية. Ne rugăm pentru pacea poporului român, pentru țara românească. ونطلب صلواتكم ايضا من اجل سوريا. Și vă rugăm să ne pomeniți în rugăciunile dumneavoastră, să pomeniți și Siria. لكي يعود السلام والأمن والاستقرار إليها. كسفية باتشي. وإلى تطلب من الكنيسة أن نصلي من أجل بعضنا البعض. كبسيركا من دامنا سنة رقام بندروني بندرو ألس. السيدة العذراء التي نعيد العيد انتقالها اليوم. مايكا دومنوي كارت فازمين أدورميرا يي. تكلم عنها الكتاب المقدس فوصفها يعقوب بالسلم المصعد الى السماء. أفوست بومينيتا شي بريفازوتا دي بروروج يعقوب أفازوتو سكارا كاري استي كاري لياغا بامونتو شي تشيري. بواسطتها نزل السيد المسيح له المجد من السماء. برينيا كوفنتو لي دومنازيو a fost întrupat. وصار انسانا وبواسطتها وشفاعاتها سوف نرتفع الى السماء. Iar prin rugăciunile ei, prin mijlocirea ei, ne vom ridica spre cer. كما شاهدها موسى علقة تشتعل ولا تحترق. Așa cum a fost prevăzută de Moise. فقد حملت السيد المسيح وقدمته لنا
نعمة وخلاصا للعالم. كابوت بمنتيوتورون انتمت جليين. وشاهدها هارون عصا مفرعة من غير زرع. يرون غزوتهم كون لم ونتور. ومبخرة تحمل النار الإلهية التي يفوح منها عرق الروح الإلهي. تكلم عنها أيضا جدعون أنها عذراء بين الأمهات وأم بين العذارى. أما إليصابات فوصفتها وقالت من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ يار إليصابيتا زيس فارتي كلار لوندي فين إم فيني لاميني مايكا دومري ميو. والملاك المبشر قال القدوس المولود يدعى ابن الله. يار إنجلون ياسكوس cel care va fi născut este Sfântul lui Dumnezeu. وهي قالت عن نفسها. Iar ea a zis despre sine. لأنه نظر إلى تواضع أنتي. Pentru că a văzut modestia roabii sale. والرب يسوع قد مجدها بقوله لقد اختارت مريم النصيب الصالح الذي لا ينزع منه. يا من تيوتورو عزيز فارتي كلار كماريا في تشوارا أليس دروم الجل بون في كارنوفا في لوات لايا. هذه السيدة العذراء التي تجمعنا اليوم نرفع الصلوات لكي تتشفع من أجلنا. أستاذ نروكام شيو بنت și îndansăm rugăciunile noastre pentru a fi primite de Maica Domnului și înaintată Mântuitorului. لكي يعم السلام والأمن والرخاء في رومانيا وفي سوريا وفي سائر بلاد العالم. Ca să fie pacea cea completă în România, în Siria și în toată lumea. نسألها في هذا اليوم أن تبقى قريبة منا وتشفع إلى الرب يسوع لكي يخلصنا جميعا. نروكم في مايكا دونروي كسفية أقرابي كتما أقرابي دينوي كسنة أخرتاسك شي سنة برزنتا إن فاتسا من بيتورني. أكرر الشكر لصاحب السيادة. إنك وداتا مرسومين من ألتراس من سيادة. أسأل له العمر الطويل. العمر الطويل. لكي يتابع خدمته. سبدا دمنازيو بونو دمنازيو كوتيرا شيس كنزينيا كسفوتيت اندبليني نسيونا بكارة عساليسو. فيتمجد اسم الرب يسوع في هذه المنطقة في فلوج وفي رومانيا على الدوام. كسفية نوملة Domnului binecuvântat din Cluj, în această provincie, precum și în întreaga România. Mulțumim mult înaltea Sfântului Nicolae. Să dea Dumnezeu să fie pace de plină și armonie și în Siria, și în România, și în toată lumea. Mulțumim! Acum eu nu se poate să nu fiu nostalgic și să nu fiu sentimental la acest frate. Poate am mai rămas puțin dintre cei care am fost la hramul din 1967. Probabil că vor fi prin câțiva, dar eu de atunci și până acum de mai multe ori am venit în locul acesta special unde plăcile voastre ca și mine sunt ocupate,
ocrotirea de plină a Maicii Domnului. Și după ce vom cânta împreună, pentru că mi-aduc aminte că atunci terminasem liceul, dădusem admiterea la facultate, veneam la mănăstire cântând și frățiile voastre ați venit cântând. Eu nu sunt un mare cântăreț, așa ca și coristice mi-au răspuns la slujbă, dar Maicii Domnului îi cânt cu mare drag. Și vă voi ruga ca și dumneavoastră cu toată puterea să cântați cu mine. O Maicuță Sfântă, te rugăm fierbinte să ne asculte-a purul marea rugăminte. O Maicuță Sfântă, te rugăm fierbinte să ne asculte-a purul Nu.
conduci luntrița printre stânci și vale, să mă scoți în portul veșnicilor mari. Însă vom medita un pic, un pic la numele Maicii Domnului. Urmând ca apoi la ora 10 să ne reîntâlnim la slujba utrenie. Vedeți, în Al Preasfințitul Nicolae pomenea că
profeții Vechiului Testament o prorociau pe Maica Dumnezeu. Înțeleptul Solomon, în cartea Cântarea Cântărilor, în capitolul 6, versetul 10, pune o întrebare la care el probabil că nu și-a putut răspunde pe deplin, dar îi răspunde noi. Ce a adunat la famă de la Nicula? Înțeleptul Solomon zice așa, văzând peste viață, aproape peste 1000 de ani, cine este aceasta? Care ca zare e de luminoasă, ca lună e de frumoasă, ca soarele e de strălucitoare și ca o oaste de răspăiță. Voi zice eu că îi răspundem noi. Cine e aceasta? Vedeți, în perioada interbelică și chiar până după al doilea război mondial, a trăit un scriitor creștin care o iubea pe Maica Domnului. Și el a scris o carte, Laudă Vieții Maicii Domnului. S-a oprit la fiecare etapă din viața ei, dar a meditat și la numele ei. Scriitorul se numea Lascaroc Moldovan. Și în numele Maicii Domnului a spus că fiecare literă din numele Maicii Domnului este începutul numelui unei femei virtuoase din Vechiul Testament. Pentru că în Maica Domnului s-au întâlnit, s-au însumat toate virtuțile. Și prima literă este M și vine de la Miriam, sora lui Moise. Sora lui Moise a condus poporul lui Israel atunci când a ieșit din robia egipteană. Lângă el era fratele lui, marele preot, Aron, și împreună cu ei sora lor, Miriam. Ce virtut a avut Miriam? A fost prorociță și fecioară. Maica Domnului este de-a pururea fecioară, dar a fost și prorociță Maica Domnului, pentru că pomenea în al preasfințitul Nicolae, la un moment dat, după ce în sânul ei s-a întrupat Domnul Hristos, a prorocit un lucru pe care și noi îl împlinim în seara aceasta. Iată de acum vă vor ferici toate neamurile. A doua literă este A, vine de la Ana, soția lui Elcana, mama prorocului Samuel. Cine iubește Scriptura, citește și prima carte a Regilor și va vedea cum familia aceasta, Ana și Elcana, nu aveau copii, mare tristețe pentru ei. Atât a stăruit în rugăciuni Ana până când Dumnezeu le-a dat un copil. El a dat pe prorocul Samuel. Oricine se roagă mai mult ca Maica Domnului pentru noi? Nu zicem noi, ori de câte ori ne rugăm, Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. A treia literă este R și vine de la Rahila. Rahila, soția lui Iacob, a patriarhului Iacob, se spune că a fost cea mai frumoasă femeie din Orient în vremurile sale. Cine a fost mai frumoasă decât Maica Domnului? Nimeni. Frumusețea într-o chipă.
patra literă este I și vine de la iudita. Încă o dată vă pun la suflet că e bine să lecturați Scriptura și în Vechiul Testament se găsește o carte chiar așa intitulată Cartea Iuditei. La un moment dat, asirienii s-au ridicat cu mare război asupra evreilor. Și șeful oastei asiriene era Olofen, un ofițer crud și viteaz. Și când a ajuns la Betulia, o cetate din Israel, era cât de aci să facă praf cetatea și de toți oamenii să-i omoare. Cine a salvat situația? Iudita, văduva lui Manase, o femeie foarte frumoasă. Văzând ce se întâmplă, s-a îmbrăcat frumos și a mers la cortul lui Olofern. Ofițerul acela, pe lângă faptul că era viteaz, era și tare păcătos și credea că Iudita merge cu gânduri păcătoase la el. Și femeia aceasta vitează a prins un moment când Olofern nu era atent, i-a luat sabia și i-a tăiat capul și oastea lui s-a împrăștiat și poporul lui Israel a scăpat. Cine îi mai vitează decât Maica Domnului? Olofernul cel spiritual este diavolul. Citim în Cartea Faceri că după ce bietul Adam și viața Eva au căzut, au avut loc un dialog între ei și Dumnezeu, dar și șarpele era prezent. Și șarpele lui Dumnezeu a spus: voi pune vrăjmășie între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Cine e sămânța femeii? Maica Domnului. Iată e capul lui Olofern celui spiritual, capul diavolului. Iar ultima literă, a cincea, este tot A. Și vine de la Abigail. Din nou apelez la Sfânta Scriptură. În Cartea Întâia Regilor, în capitolul 25, vedem cum la un moment dat David era fugit pe păduri, coștenii săi răbdau de foame și de sete. Cine a salvat? Abigail. Abigail era soția unui om foarte bogat. A luat asin, a încărcat pe ei de săci cu merinde și s-a dus în munte la David și la ortașii săi și i-a împăvit din foame. Era o femeie foarte, foarte milostivă. Cine e mai milostivă ca Maica Domnului? În Maica Domnului se adună toate virtuțile. Și al lui Miriam, și al lui Ana, și al lui Rafina, și al lui Iudita, și al lui Abigail. Toate la oaltă. Scriptura nu spune foarte multe despre Maica Domnului, dar cât îți spune, e esențial. În ultima carte a Scripturii, în Apocalipsă, în capitolul 12, Sfântul Ioan Teologul, fiind răpit în cer, a văzut multe lucruri. Dar a văzut-o și de Maica Domnului. Deci în capitolul 12, versetul 1, scrie așa Sfântul Ioan Teologul: am văzut o femeie îmbrăcată în soare, cu luna la picioare și pe cap purta cu lună din 12 stele. E limpede de imagine.
însă un lucru interesant, nu știu dacă vi l-am spus anul trecut, atunci când s-a întemeiat Uniunea Europeană, părinții Uniunii Europene căutau un steag. Ce steag să facă pentru această formațiune? Și să știți că părinții Uniunii Europene au fost oameni credincioși. Staful de astăzi, nu știu cum este, vă pun dumneavoastră la inimă să vă rugați pentru ei, ca să fie și cei de astăzi credincioși, că nu pun atâta preț pe credință cum au pus părinții Uniunii Europene. Ei au căutat un steag. Și-au deschis Scriptura și au ajuns la Apocalipsă, la capitolul 12, versetul 1. Dacă nu mă credeți, uitați-vă și pe internet și veți vedea că e așa. Și au zis așa, de aici ne inspirăm să facem steagul Uniunii Europene. De la Maica Domnului. Culoarea Maicii Domnului este albastră. Steagul Uniunii Europene este albastru. Pe cap, Maica Domnului poartă culoarea din 12 stele. Pe drapelul Uniunii Europene este o coroniță cu 12 stele. Să știți că nu vine de la numărul statelor. Nu, vine de acolo, din Apocalipsă, capitolul 12, versetul 1, pentru că până la o vreme au fost mai puține de 12, apoi mai multe de 12 state. Inspirația părinților Uniunii Europene a fost în Sfânta Scriptură. Acum sigur că concluzia directă și o trage este aceasta. Ei au vrut să așeze Uniunea Europeană sub protecția Maicii Domnului. Și Uniunea Europeană și lumea va merge bine înainte dacă își vor aduce oamenii din nou aminte serios de credință. Altfel nu se poate. Ba mai mult, vă spuneam și când am sosit, că ne îndeamnă prea fericitul Părinte Patriarh Daniel să ne rugăm pentru liniște, pentru pace, pentru armonie, pentru concordie, pentru că e suficient să deschizi televizorul și să vezi câtă vrajă, câtă neînțelegere. Cine să facă pace și înțelegere? Dumneavoastră, noi toți, dacă ne punem serios problema credinței. Acum îmi aduc aminte că la început v-am pomenit, când am terminat liceu, am venit prima dată la Nicula. Dar și până atunci am mers la mănăstire, mergeam două zile stăteam acolo, două zile ne întorceam, ne ținea o săptămână. Din satul meu natal până la Bisar, erau 90 de kilometri și îi făceam în două zile. Ei, pe drum cântam multe frigene și cântam și versurile acestea. Pune, Maică, pace în țară și alinare între popoare. Eu zic că versetele acestea sunt oarecum profetice. Pune, Maică, pace în țară și alinare între popoare. Ambasadorii liniștii, credinței, păcii, frățiile voastre sunteți. Așa că atunci când vom pleca mâine după liturghie de aici, dacă facem ceea ce trebuie, vom putea cânta. Maică, Tu ne-ai ajutat, de-am făcut ce ni s-a dat. Ne-am ușurat suflet, ne-am îndreptat umbletul, încărcat de-a Ta iubire, plecăm de la mănăstire. Niciodată nu uita, Marie, dragostea Ta, și ne vom ruga mereu la Maica lui Dumnezeu. Amin. La mulți ani!